Ai văzut de ieri. Sunt niște schimbări pe aici, am senzația. Ne-am gândit să reorganizăm echipele un pic. La rucsacuri mă refer. Am vrut să văd cum e în chiloții unei blonde. Și Carmen? Și soarta mea surâs, greșit. M-am trezit și eu în ținuta unei actrițe, ia uite. Eu a trebuit să-și aborde situația, că n-am mai avut altceva la îndemână. Maria, ai văzut ce poartă Carmen pe ea? Da, normal. Recunoști silueta mea aia. E silueta mea. De aia nu avea hainele mele. În momentul în care eram awkward. Am reușit să grupez două șosete. Avea un bagaj mult mai deștept făcut decât ale noastre. Am mai constatat odată că fetele sunt mai deștepte ca noi. Între timp, am mai dat o amuletă de 1000 de euro. Dă-le, fata mea, dă-le pe toate. Tot reactoarele. Reactoarele roz. Bravo! Bravo, băieții! Bravo! Mulțumim! Mie nu-mi place să le zic reactoarele. Mie mi se pare niște tip foarte haioși. Și sunt buni. Da, sunt buni. Avem ceva emoții, pentru că oamenii ăștia sunt forță și dacă au câștigat amuleta, cred că o să câștige și imunitate. Dar pe cine au bătut la amuletă? Pe brigada, Ada. Să știm premiații. Brigada... A, voi sunteți în loc 2. Au fost la un dop distanță. Medalia de argint, care în această competiție nu are valoare. Nu te ajută la nimic medalia de argint. Asta e. Mergem mai departe, ne bucurăm de experiență, nu? Da. Din punctul meu de vedere, când ei sunt pe una din pozițiile fruntașe, pur și simplu noi ceilalți toți am avut o zi de c***at. Așa mi-explic eu prezența Adei și a lui Cătălin într-un joc de amuletă. Tot echipă slabă o să rămână, așa percep eu. Să vă povestesc puțin despre locul acesta. Istoria filipinezilor este încărcată de dezastre naturale, dar și de rănile războiului din Pacific. În Marșul Morții, soldații filipinezi luați prizonieri de japonezi au fost obligați să meargă pe jos 116 km. Monumentul acesta, din spatele vostru, este închinat miilor de victime. Acum, din fericire, este pace. Suntem la Asia Express și singurele lupte pe care noi le dăm sunt cu propriile noastre inimi. Și ne batem pentru imunitate. Bravo! Dragii mei, unii dintre colegii voștri nu vor merge pe jos 120 de kilometri, ci numai 2 kilometri jumate. Asta e tot ce lipsea în dimineața asta. Vom face în felul următor. Voi veți pleca primii și veți face autostop. Okay. După 10 minute, după voi, va pleca o altă echipă, după preferințele voastre, bineînțeles, care va face și ea autostopul. În același timp, va pleca o altă echipă, dar va merge pe jos 2 km jumate. Și tot așa, la câte 2 minute distanță, vor pleca celelalte echipe și vor merge pe jos 2 km jumate până la primul steag. Deci numai prima leasă de imagine. Deci practic doar o echipă după noi are o aceeași... echipă după voi, da, la 10 minute după și voi. Poate să ia autostop. Și poate pot face autostopul. Ce bine că n-am câștigat noi amuleta, Doamne. M-am sfătuit foarte repede și mai mult din priviri cu Sorin. Toți vor merge câte 2 km, câte 2 km și cât ei următorii după se poate să vină. N-am aplicat niciun fel de strategie. Și atunci alegerea mea a fost așa. Hai să apelez la o chestie cinstită și de gentleman, așa ca să zic. M-am gândit că corect ar fi pentru cei 2 km jumate să-i parcurgă cei care sunt mai în forță. Și tocmai de asta avantaj. Aș fi fost tentat să-i dau Adei și lui Cătălin pentru că au fost cu noi în această luptă pentru amuletă, dar o să merg pe Maria și pe Lia să le dau avantaj să-și ia mașină după noi. Mulțumim. Mi se pare că e cinstit. O să pune problema la frații Ristei și la Alex și... Ok. Și atunci o să facem așa. Avantajul la 10 minute după noi, Maria și Lia. Da. Dar îți dai seama că și noi acum suntem datoare vândute, pentru că orice înlesnire se plătește. Dacă mergem 2 km, vrei să alergăm? Crăpăm, mă. M-am gândit, zic, băi, am ajutat involuntarii și cu mașina, au luat mașina de la noi, suntem și prieteni, ne înțelegem foarte bine în concurs. Zic, te-ați plecăm printre primii, că așa am văzut până acum. Spic l-a ales pe Velea, că-s prieten, Velea l-a ales pe Spic și tot așa s-au întors favorurile. Următorii sunt Cătălin și Ada. Mersi. Da. Mulțumim. Care vor pleca odată cu Maria și Lia, dar merg pe jos. Merg pe jos.
Oricum, un gest frumos făcut din partea lor. A fost un gest foarte frumos și cum mai ne așteptam. Oricum, voiam să slăbesc, e bine, mă... După care nici nu mai contează că... Da, nu știu. Contează. Contează, trebuie să se tot cu Velea și Freșul, pentru că ne-au dat și ei 7 minute data trecută și puțină... Asta. După Alex și Mario? Cine ar fi mai în forță după Alex și Mario? Noi ne înțelegem bine, zic că am plecat tot timpul cam pe aceleași poziții, zic că cred că pe noi ne nominalizează acum. Pe nu știu, aici cred că-s cam toți la fel. Hai să fim gentlemen și mergem pe blonde? Ok. Alina, mergeți Carmen. Pe blonde? Mulțumim. Alina și Carmen. Au fost la cursa pentru ultima șansă. Au fost la cursa pentru ultima șansă. Eu zic că le-am chinuit suficient. Nu, no, măcar bine că nu ne-au pus ultimele. Zic ok, bine, plecăm pe ultimii. Îi lasă pe Abagiu și pe Radu ultimii. După alte 2 minute. După alte 2 minute? Pe care vrei să ții pui în cap? Oricum îi pui pe toți în cap, așa că nu contează, deci... Lor. Hai să mergem pe 2 minute pe Alex și pe Radu. Ok. Alex și Radu și... Și ultimii vor pleca. Ristei, fără supărare, sunt doar 2 minute. Am ales cu sufletul. Le alergăm. Cred că e cel mai important ce am ales pentru Maria și pentru Tânturie. Mulțumim. Ia zic, cum ți s-a părut motivul ăsta? Cum zici tu de obicei că motivul ăsta a fost o... O vrăjă. Hai să spun ceva, Lena. După 2,5 km de mers pe soare cu un rucsac în spate... Toți sunt egali. Nu. Toți or să te înjure, indiferent ce ai face tu. Adică... Mi-e vina mea că n-ai dat eu regulat? Dar gândește-te că tu i-ai pus pe ea pe ultimul loc. Gata. De data asta alții. Avem alți dușmani acum. Am ajuns la concluzia că emisiunea asta se bazează pe proverbe. Cum era ăla? Ferește-mă de prieteni. Că de dușman mă ferești singur. Mie mi se pare că am luat o decizie foarte bună și alegerile pe care le-am făcut au fost foarte bune și justificate și argumentate. I don't give a f***. Exact. Asta vreau să spun. Și acum, Sorin Răzvan, trebuie să plecați. Hai, hai mă, să ne cărăm zi. Hai, cărăție bombonei. Baftă! De data aceasta chiar trebuie să profităm de acest avantaj. 10 minute nu înseamnă mare lucru când faci autostopul. Vă aștept pentru imunitate la Lucap Warhaf, orașul Alaminos, provincia Pangasinan. Atenție, ultimele două cupluri care ajung la mine vor participa la cursa pentru ultima șansă. Bă, noi chiar ne dorim imunitatea asta, deci nu mai vreau să-ți iei că sunt ales pentru cursa pentru ultima șansă, știi? Destinația finală a cursei este în Alaminos. Acolo, prima echipă ajunsă va câștiga a doua imunitate a etapei. 120 de kilometri ne despart de locație, ceea ce, pentru echipe, se traduce într-un autostop anevoios, cu multe schimbări de mașini și marșuri libere pe marginea drumurilor din Filipine. Hai, tu primul, că am văzut că funcționează. Ți-ai dat ochelarii jos? Da. Hai, băiatul meu. Și deodată ne apare o mașină mare cu ben în spate, cum ne place nouă. Da, la el curat. Plină cu oameni. We need to go to Alaminos. Alaminos, North. Au spus că este foarte, foarte departe și că de aici cam nimeni nu merge în zona aia, pentru că este undeva... Pe bancheta din spate, între doi domni, era o doamnă, era șefa mașinii. Așa, adică ea când a deschis pliscul, ca să zic așa, toată mașina tăcea. Maybe they send us home and we don't want to go home. Please, I like your country. Doamnă, doamnă. Știți, deci n-avem bani, n-avem telefon, nici nu știu când am mâncat. Credeți că ați putea să-l îmbârligați pe papagalul ăsta de bărbat al dumneavoastră? It's not the first time, we stay on the back. Right, so get to the back. Ideea e că ne dă o alternativă și ne spune, bă, vă scoatem de aici și vă ducem undeva înspre autostradă. Haideți, fetelor! Ok. Succes! Nu e o șansă așa de mare să ajungem la imunitate, pentru că potențialul nostru de a ajunge târziu oriunde e rămâne valabil. E unul demn de admirat. Ada, Cătălin? Yes. Gata? Oh. Mi-am legat foarte bine ghiozdanul, mi l-am strâns foarte bine pe șolduri și aici, să-mi stea foarte bine, să nu-l duc din coloană să mă rupă. Și am început să o luăm ușor, ușor, ușor. Hai să încercăm să ajungem în 20 de minute, încercăm? N-aveai cum să faci mai puțin decât dacă alergai. Era o căldură, nu puteai să respiri, pur și simplu. Adică nici măcar nu adia vântul un pic, la modul să-ți dea un pic de oxigen. Mario, Alex, pregătiți? La revedere, colegi! Noi considerăm că ne-am născut pregătiți. Pentru orice. Pentru orice, oricând, cu oricine. Am plecat în trombă. Hai, hai, hai!
Elia și Maria încă făceau autostopul, le-am depășit, dar ele aveau șansa lor. Dacă nu ajung ăștia pe jos înaintea noastră, fraților... Am depășit și echipa Ada și Cătălin. Pare rău, iubire, ei sunt sportivi. Nu nimic adus. Eu n-am cum. Nu nimic, mă, tot acolo ajungem, asta e. Carmen, Alina, Maria. 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 Slash. Maria e pregătită. Succes. Mulțumim. Mulțumim. Nu am alergat pentru că eram efectiv ostenite, era extrem de cald afară și efectiv nu mai puteam, da. Ok, uite stagul. Hai, da, deci până aici păi nu, până aici a trebuit să vină. Vreo 5 minute, 6 minute de mers cu mașina în viteză. Și acolo erau cei 2 km jumate, în moment în care... Eu m-am speriat când am văzut steagul, zic, aoleu, avem ceva de făcut? O, e bă, eu cred că am ales bine. Bă, și eu la fel, cred că am ales bine, știi? Mă jur că toate gândurile noastre s-au dus către celelalte echipe. Adică, mai mult decât atât, am trecut în toată porțiunea aia, era doar o mică parte de curbă unde era puțină umbră. În rest, soare... Simțeam că mi-a pur și simplu pielea foc. În zona Pacificului de vest, sezonul ploios începe în iunie și ține până în noiembrie. Perioada asta poate ploua câte un pic, din oră în oră sau zile în șir, ține de vreme. Cele mai periculoase luni rămân în schimb septembrie și octombrie, când sunt cele mai puternice taifunuri. În rest, umiditatea este la cote maxime, iar asta împreună cu temperaturile ridicate creează o senzație greu de suportat, renumita zăbușeală tropicală. Ușor, ușor. Trebuie să rezistăm mult. Radu, Alex, succes, dragii pregătiți. Mei. Pregătiți. Mulțumim. Noi stăm cu tine. Am făcut repede o strategie cu fratele meu. Am zis, bă, fii, hai să ne legăm bine rucsacii și să găsim un pas alergător, să alergăm într-un ritm în care, pe care putem să-l menținem 2,5 km. Pe pariu că Ristei se accelerează doar ca să ne depășească? Nici nu e nevoie să fac pariu, că sunt convins că se va întâmpla. Ai poți? Da. Rucsacul mă descentrează. Vedem echipa Abajura. N-alergau, i-am depășit după nici 2 minute. Prima echipă, floare la urechi. Care crezi că-i drive-ul băieților ăștia? Noi am zis așa, nu putem să ne apucăm să alergăm acum, pentru că soarele ardea în ultimul hal, de-abia puteam să respirăm și am zis, ok, mergem într-un ritm alert, ritmul nostru de mers, că noi oricum mergem repede, în mod normal. 4 minute avem. Deci le ajungem a doua echipă. Auzi-i pe ăștia ultimii. Cred că n-am făcut nici 300 de metri. Vedem echipa Alina și Carmen și zic, după ce o depășim, după ce depășim echipa asta, ne odihnim puțin. Lăsăm și noi pasul un pic mai moale. Poți să pui de pe căldura asta. Stop! Bătrânul de lângă mine deja începea să se resimtă, simțeam că curgea toate apele de pe el. Eram un pic mai bine antrenat decât el. Da, a fost la sală. Hello, sir, it's a reality. Trăiește mare aventura Asia Express pe antrenaplay.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.